siguranța stradală, creșterea siguranței rutiere și a celei din mediul rural. Acestea sunt sarcinile Autorității Teritoriale de Ordine Publică Maramureș pentru 2018. Ca obiective fundamentale avem creșterea gradului de siguranță a cetățeanului, atât în mediul rural, cât și în mediul urban. Creșterea gradului de siguranță a cetățeanului, asigurându-se prin combaterea fenomenului infracțional stradal, creșterea siguranței civice în zonele de învățământ, printr-un trafic rutier mai sigur. Obiectivele pe plan local stabilite este siguranța stradală, o politică de abordare a fenomenului va trebui să fie susținută prin planul resurselor umane și logistice, prin creșterea numărului de polițiști care au asigurat patrulări în zonele stradale, creșterea pregătirii acestora, printr-o mai bună intervenție la evenimentele sesizate. Al doilea obiectiv ar fi creșterea siguranței rutiere, prin reducerea numărului de accidente rutiere și impactul pe care îl au asupra traficului rutier. Și, fiind în mediul rural, în primul rând, siguranța în mediul rural pentru precizare activă a structurilor de poliție din mediul rural, care rămâne ca o prioritate a Inspectoratului Județean de Poliție Maramureș pe anul 2018. Prezent la ședința ATOP Maramureș, șeful administrației județene Gabriel Zeta a reamintit necesitatea implementării proiectului de supraveghere video a drumurilor județene. Un proiect pe care l-am elaborat împreună cu poliția, cu Inspectoratul de Poliție din județul Maramureș. Repet, încă căutăm o finanțare pentru că este un proiect destul de scump, dar cel pe care o să-l depunem la finanțare în acest an se referă la, până la urmă, la partea aceasta pe care cu toții trebuie să o înțelegem că este cel mai important lucru, siguranța cetățeanului. Un centru integrat pentru situații de urgență, având în vedere situațiile pe care le-am întâmpinat. La finalul anului trecut, când am avut acea furtună puternică, am văzut faptul că nu există proceduri pentru a interveni în acele situații. Am gândit un proiect prin care într-un centru integrat, în acest fel, să putem să oferim soluții populației. Populația are nevoie ca statul român să intervină imediat atunci când e, doamne ferește, o persoană e bolnavă sau atunci când se află într-o situație dificilă de maximă urgență într-o calamitate naturală. Unul dintre subiectele stringente discutate la ședința ATOP Maramureș a fost necesitatea unui punct de lucru al jandarmeriei în Șomcuta Mare, dar și a unui punct de lucru SMURD. Mai multe despre acest subiect puteți afla în emisiunea Actualitatea Mara Media la TV Sighet astăzi de la ora 19:00.